La petrecerea de săptămâna trecută, în cuplul Gabriela Valentin apărea o incertitudine. De ce mai ai nevoie să te convingi că sunt aleasă? De ce crezi că am nevoie de a mă convinge? Incertitudine care pare să persiste, în ciuda cuvintelor frumoase rostite de Valentin pentru iubita lui. Vrei să dau răspunsul la întrebarea de acolo când am spus că ești și-mi dorești așa? Ce nu-ți place la Gabriela? În momentul de față? Nici ce să spun. Dacă nu-mi vine atât de repede răspuns, înseamnă că nu e ceva ce mă deranjează atât de rău. Toată săptămâna când am stat aici în casă, izolați, unii reacții, eu mă gândeam numai la tine și întrebam de tine și de atunci când am început să vorbim, mi-am dat seama că nu mi-am dat seama, știam că trebuie să fiu iubita mea. Și trebuia să fac lucrurile așa cum trebuie să le fac. Și acum că ai devenit iubita mea, nu pot decât să mă bucur să spun că ești șiriniște, ești tot ce îmi trebuie mie. Șiriniștea mea, te iubesc foarte tare, mă gândesc mult la tine și la noi să știu ce vom face în viitor. Și cu siguranță viitorul nostru va fi comun, pentru că nu există altă care, pentru că eu o să fac foarte mult pentru noi, pentru că vor fi greutăți și când vom ieși de aici. Dar voi trece peste orice ține de financiar, sănătate, discuții, job, nu există ceva ce poate să mă facă să nu rup cu tine, să trăiesc cu tine. Pentru că te iubesc foarte mult, dar am văzut ce suflet ai în primul rând. Tot de-aia am și scris acolo, om plin de iubire, tu ești un om cu foarte multă iubire, cred eu, cel puțin, pentru că nu era cum să te prefaci să-mi oferi atât de multe sentimente false, pentru că... Și de ce nu ai spus lucrurile astea atunci? Și dacă spuneam acolo, ba, e tot ce aș face orice, mă, și-o mor pentru aia și cum vom ieși de aici întotdeauna... Stai puțin să zic, te rog. Și când vom ieși de aici întotdeauna, nu ne înțelegem, cred că cea mai mare bucurie pentru familiile noastre ar fi să ne vadă după foarte, foarte mulți ani împreună sau în momentul în care ieșim să vadă că facem lucruri împreună. Vorbele nu au sens, într-adevăr, a fost greșit din partea mea, dar o să demonstrez prin faptul că au fost doar niște vorbe în momentul în care nu știam ce să zic așa, că până, da, chiar așa, eu știu că o să fim împreună, cum am spus și la capricea seară, pentru mine nu mă interesează ce va fi, oricum când ieșim de aici ne mutăm împreună și facem planuri așa cum am spus. Consider că noi suntem un cuplu perfect, părerea mea, pentru mine cel puțin, tu chiar ești perfectă. Cu siguranță afară poate vom descoperi alte lucruri la mine și la tine care poate nu sunt pe brahul nostru, dar făcând compromisul sau încercând să explicăm frumos ceea ce deranjează pe celălalt, ne vom înțelege și o să fie tot foarte bine. Eu, dacă va fi nevoie de răbdare, o să am foarte multă răbdare pentru că te iubesc și îmi doresc viața cu tine. Chiar îmi doresc chestia asta. Din tot sufletul tău? Ce pot să spun foarte simplu, da, nu vorbim de căsătorie acum. Vorbim doar de simplu faptul, am spus că mă mut de la mine de acasă, unde am tot confortul, am o siguranță, muncesc foarte puțin, dar pentru mine nu contează asta. Pentru mine contează să fiu unde vrei tu să fiu. Chiar te iubesc foarte tare și o să vezi, timpul va dovedi tot. Dar eu nu... Nici nu vreau să mă gândesc, dar nici nu există așa ceva, că noi doi am putea să nu fim împreună când ieșim de aici, în modul să ne facem o viață împreună și să avem o familie. Chiar nu văd ce s-ar putea întâmpla. Nu știu. Ca noi doi să nu ne întâlnim o familie. Să ne mutăm împreună, să facem lucruri împreună, să facem o nuntă, să facem un copil. Sentimentele astea pe care le simt acum pentru tine, așa, intense și nu am mai simțit niciodată ce simt acum. N-am simțit în 4 ani de relație, știi ce simt acum în 2 luni. Un alt subiect important într-o relație de cuplu este intimitatea, despre care cei doi au discuții din ce în ce mai des în ultimul timp. În timpul ăsta cât am stat singură, chiar nu am avut relații sexuale, da, am ieșit cu o grămadă de băieți, îi făceam cu capul și îi aduceam până în punctul ăla în care să se întâmple și ziceam nu. Nesimțită rău eram, știi? Dar așa am fost și ăsta era stilul meu cumva. Să încinț și după aia gata. În fine, un stil prost aveam. Și băiatul s-a ținut de capul meu și după asta am ieșit și în oraș. Voia neapărat să mă aibă. Și cred că de vreo 5-6 ori ne-am întâlnit, de vreo 3 ori m-am zis la el acasă și ultima dată când m-am zis la el acasă, el era fer convins că se întâmplă și în seara aia devenise nesimțit, adică la modul că insista prea mult și m-am atât de tare, m-am enervat și m-am ridicat, ne uita la film și bineînțeles că mă atingea și
voia mai mult. Și am zis că se oprească, că eu dacă am zis că nu, nu. Că dacă eu zic o vorbă și te pun în temă dinainte că nu o să se întâmple, pe clar nu o să se întâmple. Pentru că nu voiam, nu știu, corpul meu e prețios și nu vreau nu să... Nu e normal, în momentul în care prima oară te duci la cineva acasă, să... De ce te duci? Nu știu, așa vă chestia asta. Dacă el nu voia, dacă el... Hai să mergem la el acasă să vorbim, să socializăm, să recunoaștem... Nu vine la tine acasă, nu vorbim, ne putem să vorbim altfel. Da, nu știu, nu sunt de principiu ăsta. Eu de câte ori a venit... Când au venit fetele mele acasă, eu niciodată n-am spus nicio chestie referitoare la chestia asta și nu băteam absolut niciun apropo, nici am absolut nimic de chestia asta. Și păi tu, mai cred că asta atrage mai mult. Și la un moment dat îmi spunea, așa se întâmplă tot timpul. N-ai să mergem niște haine, stau mai comod. La mine singura dată s-a întâmplat chestia asta și s-a întâmplat cu fostul meu prieten cu care am și avut relația până acum, recent. Cu el chiar s-a întâmplat din prima, pentru că trecuse aproape un an jumate în care eu, da, ieșisem cu băieți, cunoșteam, mă simțeam foarte vinovată cumva, știi, că s-a întâmplat după o săptămână, după ce ne-am cunoscut și după aia m-am dus la el acasă. S-a întâmplat, dar nu mi-a părut rău, dar el și-a făcut o impresie proastă despre mine. Dar după ce m-am despărțit acum perioada asta, câteva luni cât am stat singură și am văzut cum sunt, știi, că doar chestia asta voiau și așa eram așa dezamăgită și am zis o să-mi fie greu să mai găsesc pe cineva. Păi de ce crezi că eu nu sunt la fel? Doar că stai aici, n-ai să știi cum ai și fost afară. Da. Poate eu am venit pentru gagiferea. Să mă cunoască mai multe fete și pe urmă să pot să gagi cu mine, nu? Există o posibilitate. Bineînțeles. Îmi ia să-mi risc. Și nu e o posibilitate mică asta. După ce ieșim de aici, dacă... Nu câștigă mai și merge la mine, o să mă refuz din problemă. Da, nu? Eu nu spun nimic referitor la asta. Da? Nu o să spun. Serios? Bine. Poate că și la mine exact aceeași situație. Da. Da, dar eu nu am nimic de așa. Nici. Da, asta era. Da. De ce? Tot nu înțeleg de ce ți-ai făcut cruce. Adică trebuia să apară ceva mai... Nu, doamne, asta, despre asta era vorba. Nu credeam că o să se... Păi de ce să nu crezi? Păi nu. Aici se poate da orice din ce vorbiți, nu, Valentin? Bineînțeles. Ai fost un pic nedumerit, adică, dom'le, dar de ce te duci la el acasă dacă nu... Da, eu nu prea aș înțelege așa, păi de ce era mine așa din prima, ce să facem? Vorbim afară, nu? Vrei să vezi un film? E cineva, nu? Serios? Da, putem să deschidem o discuție pe tema asta. Ce înseamnă când te inviți o fată acasă și vine? Prima oară, așa, după, na. Dar nu era prima oară. Nu, eu zic de cum o văd eu chestia asta. Și nu era nici prima oară. Da, prima oară eu văd că trebuie să mergi în oraș, nu? Corect. Ce ziceți, doamna nu, Laura? Nu mergi. Cum era pe vremea noastră? Da, bine, hai să o lăsăm așa. Nu mai dezvoltăm, că cine știe ce mai aflăm. Să nu mai aflăm. Gata, s-a terminat prima parte. Cine a scăpat, a scăpat. Cine nu, urmează. Mă întorc de la ora...